Cum te numești? Petra Pintelei, Petra. Petra, ce faci, Petra? Da. Uitați, am venit să vă cânt, am venit să vă transmit ceva. Dumneavoastră, ce faceți? Ce să fac? Mă uit cu drag la tine. Câți ani ai, Petra? 19. 19, mulți înainte. Cum ți-ai descoperit talentul ăsta pentru muzică? De mică am cântat în corul școlii și profesoara mi-a spus să mai fac studii pentru că am o voce bună și așa am continuat și astăzi sunt aici. Am văzut că ai venit însoțit, ai o problemă de vedere? Eu din naștere am o problemă mai gravă de vedere, dar asta este de fapt un avantaj pentru mine, fiindcă persoanele nevăzătoare au un auz mult mai dezvoltat și m-a ajutat foarte mult la muzică. Am probleme cu vederea, sunt niște probleme din naștere, văd foarte puțin, în procent de aproximativ 5%. Și deși am această problemă, vreau să arăt că a face ceva nu ține numai și numai de a fi întreg fizic. În 2009 am fost în Parlamentul European, unde am susținut un discurs și există un articol dintr-o lege care îmi poartă numele. Acest articol se referă la libertatea de acces a persoanelor nevăzătoare cu câinii ghizi în spații publice și în mijloace de transport. Există multe persoane cu deficiență de vedere care au o minte extraordinară și niște capacități extraordinare și vreau să ajung pe viitor să-i scot și pe ei în evidență. Spune-mi, poți să evaluezi oamenii așa după voce? Poți să-ți dai seama cu cine vorbești? Da. Îmi dau seama și după timbru cine îi recunosc, îmi dau seama de cum sunt, de ce fel de reacții pot să primesc de la aceste persoane. Și acum ce simți când auzi vocea asta? Acum simt ceva așa de bine. Și vocea asta? Era de așteptat să fie așa. Sunt previzibil. Ce pasiune ai, Petra? Limbile străine și literatura. Îmi plac foarte mult, în afară de muzică, bineînțeles. Și ce limbi străine vorbești? Engleză, spaniolă, portugheză și acum studiez rusa și finlandeză. Foarte tare! M-am integrat într-un sistem de învățământ de masă după absolvirea unui gimnaziu într-o școală specială. În 2012 am fost olimpic național, am luat locul întâi pe țară la limba spaniolă. Și am învățat foarte mult ascultând, foarte multe examene le-am dat oral, am și avut profesori interpreți cărora le-am dictat ceea ce au trebuit să scrie pentru mine la examene, am învățat pe de rost literele și scriu.